În fruntea clasamentului este Cipru, unde calitatea apei a fost cotată drept excelentă în toate locațiile. Clima temperată mediterană cu veri calde și uscate și ierni răcoroase au făcut din această insulă din Marea Mediteraneană regiunea perfectă pentru vacanța de vară. Croația s-a clasat pe locul secund în top, cu 97,3% dintre ape sigure și limpezi. Privilegiată la ieșirea la Marea Mediteraneană cu peste 5.000 de kilometri de coastă, Croația vine în întâmpinarea turiștilor cu numeroase insule, stațiuni și porțiuni de o frumusețe rară ce răsar din apă. Malta ocupă locul 3 în clasament cu 95,4% dintre ape sigure. Situată în centrul Mării Mediterane, arhipelagul îmbină frumusețea naturală cu mii de ani de istorie. De-a lungul timpului, Malta a devenit celebră pentru apele cristaline, golfurile stâncoase și peșterile subacvatice. Climatul optim și aerul proaspăt atrag an de an mii de turiști. 94,2% dintre regiunile cu apă din Grecia sunt în perfectă siguranță pentru localnici și turiști, potrivit studiului. Grecia deține un litoral de 13.676 de kilometri la Marea Egee, Ionica și Mediterana, care dețin la rândul lor aproximativ 3.000 de insule. Cele mai importante sunt Creta, Rodos și Corfu. Cu 90,1% dintre ape tocmai bune pentru not și relaxare, Irlanda se situează pe locul 5 în top, iar zonele întinse de apă nu sunt deloc puține, insula Irlanda fiind complet înconjurată de Oceanul Atlantic. Totodată, centrul țării este traversat de o multitudine de râuri și lacuri, printre care și Shannon, cel mai lung râu din Irlanda. Vecinii noștri au reușit să se claseze pe locul 6 în clasament, cu 85,1% dintre ape în care turiștii se pot bălăci cu încredere. Peste 83,9% dintre apele din Portugalia sunt curate, potrivit specialiștilor. Frumusețea locurilor și calitatea serviciilor turistice au transformat Portugalia într-o destinație de succes în toată lumea. Finlanda intră în top cu 83,8% de zone cu apă curată. Pe timpul verii, dar nu numai, puteți descoperi în Finlanda câteva dintre miile de lacuri, să pescuiți, să vă plimbați cu barca, dar și să vizitați orașele finlandeze și să faceți excursii în munți. În Regatul Unit, 81,7% dintre locații au primit calificativul excelent, 96,9% calificativul bine, în timp ce alte 16 nu au primit nota de trecere. Letonia a primit un procent de 80,9% în ceea ce privește siguranța apelor cu privire la poluare. Letonia reușește să îmbine 500 de kilometri de plajă cu orașe încărcate de istorie, unde așezările medievale au lăsat în urmă clădiri în stil baroc și art nouveau. Astfel, vara te poți bucura de apele curate și aerul proaspăt, dar și de festivaluri culturale organizate de localnici.